mulțumesc de invitație, Victor. Pentru mine e o performanță și să fiu treaz și în picioare la ora asta. M-am și grăbit să ajung la timp, am fost printre primii. Sper că am parcat mașina bine. Dacă nu, am lăsat numărul, așa că în caz că mă sună, să știți că merg, o mut, dar mă întorc repede. Să vorbesc un pic despre mine. O să pun niște videouri mai recente, de proiectele recente. O să mă laud cu ele, apoi o să abordez un pic tema de azi, pattern. Și să vedem ce iese. Am vreo 13 ani de când lucrez în domeniul creației. La început lucram în publicitate, am lucrat vreo 5 ani ca scenarist la o emisiune de divertisment în Cluj, la o emisiune din o televiziune din Cluj. În paralel, îmi plăcea și publicitatea, mai participam la concursuri de amator de reclame și am ajuns să lucrez și în publicitate. Pe urmă am ajuns la o agenție de evenimente, unde am făcut și social media și copywriting și am cunoscut oameni noi și am învățat lucruri noi și am făcut tot felul de proiecte interesante, mai și colaborez cu agenția Why Not. Cel mai recent pe proiecte de, nu știu, show-uri multimedia, show-uri de drone, ajut pe partea de scenariu. Am lucrat și cu Victor, am avut niște proiecte faine în ultimii ani. Pot să-mi aduc aminte acum de unul care îmi plăcea așa mai deosebit. Am făcut o campanie de guerilla marketing pentru la Bookstory, care e și aici cu cartea. Lipeam etichete cu timpul estimat de lectură pe fiecare carte, astfel încât oamenii să știe cam cât timp le-ar lua să citească o carte. Știu că văzusem pe LinkedIn, cum apare deasupra fiecărui articol, cred că ați văzut, că ți-a 5 minute, că ți-a 3 minute să citești articolul respectiv și mă gândeam, o, ce fain ar fi să fie treaba asta și la cărți. Să vezi că ți-a 8 ore, 7 ore, 10 ore și să poți să faci timp mai ușor cititului în programul tău, să știi, uite, poți să reușești să citesc asta săptămâna asta, în vacanță, în weekend. Am mai făcut o campanie în care am adunat doctor și tot cu Victor, tot pentru cărțile pe față, m-a adunat doctor să citească unor copii dintr-un centru de plasament. Campania se chema Doctorul scriu, râd, dar citesc frumos. Așa, am mai făcut și ultimul, cel mai recent proiect, e Dana și Verișoarele. Aici un unchi îmi zicea că titlul zici că e un nume de film pentru adulți, Dana și Verișoarele. Deci, mai zicea, nu mi se pare de atunci foarte inspirat numele. Mai era și un coment când apare ediția de bucate Dana și Perișoarele. No, așa, dar pe lângă titlu mi se pare un proiect chiar de suflet și la care țin foarte mult, așa că puteți să cumpărați. Acum, dacă nu o să mai vreți din cauza titlului, Victor, scuze. Așa, și de 2 ani jumate, că aici am vrut să ajung, am ales să-mi folosesc de experiența de acumulată până atunci și să deschid proiectul meu, Miez Advertising, din dorința de a avea cât mai mulți clienți și avea proiecte diverse și scopul a fost de a comunica prin povești, adică de a alege acel ceva, de a găsi acel ceva la fiecare brand, serviciu sau produs care îl diferențiază de pe piață, miezul, să zicem așa, și de a-l scoate la lumină și de a-l evidenția printr-o poveste, astfel încât să fie engaging și entertaining pentru public, să nu fie pe o reclamă obișnuită. Ceea ce facem noi presupune de obicei munca cu actori profesioniști, spoturi pe baza unui script, a unui concept de genul ăsta. Și s-au adunat tot felul de proiecte, o să și vedem niște videouri imediat. Ideea e că am observat, datorită volumului foarte mare de informații și de content, că, apropo și de tema de azi, că multe produse par să fie cam la fel, adică să aibă niște elemente comune tot mai des și am dorit să facem ceva care să iasă cumva din tiparul ăsta. Omul rezonează mult mai ușor cu poveștile decât cu statisticile sau cu niște produse care doar îți arată sau te invită, te forțează să cumperi ceva, să cere ceva. Dacă îi oferi omului șansa de a rezona cu personajul, cu povestea, de a intra în lumea aia, de a, nu știu, de a transmite o emoție, de a transmite o valoare a brandului, atunci e mult mai ușor și informația e asimilată mai ușor pe o stare pozitivă, emoțională și are și brandul ocazia de a lega o conexiune cu publicul și
relația să fie una mai de lungă durată și să se creeze un atașament față de brand. Eu am norocul că fac ce îmi place, deci asta e un avantaj. Doar că și aici e o discuție, că e citatul ăla, că fă ceea ce-ți place și nu o să lucrezi niciodată în viața ta, ceea ce mi se pare un citat foarte, foarte prost. Da, mi se pare, nu a avut Confucius o zi foarte bună atunci când a scos citatul ăsta. Cumva înțeleg ce vrea să zică, dar parcă minimalizează tot efort, toată munca și toată oboseala care implică a face ceea ce îți place. Mai ales într-un domeniu așa mai creativ, mi se pare că chiar invers, că dacă faci ce îți place, de fapt lucrezi tot timpul, că nu prea faci diferența între program și hobby-uri și atunci ajungi să sacrifici timpul liber. Și chiar mă gândeam așa, apropo de citatul ăsta, la o zi din aia lungă de filmare în care ai scenariu aprobat, ai așa, dar te apuci de producție, mergi, vezi locația, car scule, vin actorii, machiaj, iei mâncare, repetiții, filmezi, după aia strângi, duci și oamenii acasă, ajung la două noapte acasă, îmi pun alarma, îmi zice că sună peste 4 ore, nici nu mai pot să dorm, vin toate chestiile ce s-au întâmplat în timpul zilei în cap și mă gândesc, bă, de ce dracu s-a așa obosit, că zice domnul Confucius că nici azi n-am lucrat nimica. Da. Și atunci e discutabilă treaba asta, dar oricum mă simt norocos că am ocazia de a face ce îmi place. Și putem, Alex, dacă să vedem câteva videouri. N-am făcut un best-of, am vrut intenționat să aleg cele mai recente, două dintre ele nici măcar n-au fost puse încă pe net, dar am cerut acordul clientului și asta e unul dintre ele. Poți da de la început. De la început, salut, eu sunt Costi. Salut, și am zis la om că fac bucătăria pentru o anumită sumă de bani și la sfârșit am cerut de 3 ori mai multă sumă de bani. Am dat vina la pretextul inflație, război, pandemie, inteligență artificială, nu avem infrastructură, știți câte și mai câte sunt de azi. Mulțumim, Costi, haideți să-l aplaudăm pentru sinceritate. Salut, eu sunt Nelu. Salut, Nelu. Eu răspund clienților că le dărim bucătăria în 2 luni, dar nu răspund începând de când. Cu unii treaba se lungește destul de mult. Am avut și căsnici și mai scurte. Eu, de exemplu, am împlinit un client un an de când am luat avansul. Cervito, toate zice acolo. Vă rog să încercăm să vorbim pe rând. Așa, era rândul meu. Da? Atunci mulțumim, Nelu. Am pot? Da. Salut, eu sunt Doru și răspund clienților tot ce vor să audă. Adică dacă mă întreabă dacă se poate ceva, înainte să termine propoziția, le zic, da, șef, dacă spun se poate, se poate. Ultima dată m-au întrebat dacă pot să le prezint un proiect 3D pentru bucătărie și le-am prezentat ăsta. Dar de ce 3D, că-s numai 2. Mulțumim, Doru, ai fost foarte sincer. Te rog. Nu, eu am venit doar ca spectator. Eu lucrez la Chimor și am auzit poveștile ale clienților despre meșteri groaznici ca voi și am zis că nu există. Astăzi m-am convins, chiar există. Wow! Sunteți reali! Oh my God! Hai să facem un selfie împreună. Spuneți cu toții, grupul meșterilor groaznici. 2, 3 și groaznici! Wow! Am cunoscut noi tot felul de meșteri ca să-mi fie nevoie să o faci tu. Alege să lucrezi cu profesioniști. Chimor. More for your kitchen. Wow! Mulțumim! Pregătiți pentru ziua cea mare? Da! Hai să vedem!
cea mare e cea în care inaugurezi bucătăria Chimor. Chimor, more for your kitchen. Să nu deschizi vinul ăla din frigider, că e din ăla bun și vreau să-l fac mâine cadou. Păi și-l dai așa, desfăcut și băut din el? Dar ce e desfăcut? Păi da, e desfăcut și băut din el. Lasă că luăm noi mâine altul. Mai era un vin, unde e? L-am folosit eu pentru friptură. De ce? De porc. În primul rând, de când gătești tu? Și în al doilea rând, de ce cu vinul ăsta? Păi așa era rețeta. N-am vorbit frumos cu tine că-l ținem doar pentru ocazii speciale și momente unice? Păi și faptul că am gătit ce e. Poftim, ne-a oprit poliția. Fii atent, tu nu zici nimic. Am făcut eu niște cursuri de improvizație, improvizez eu ceva, da? Dar taci din gură, nu mă dai de gol, ai înțeles? Bună ziua, actele la control, vă rog. Domnul polițist, nasc! Vai de mine, sunteți însărcinată. Da, aproape că nu mai sunt gravidă, că imediat nasc aici, știți? Bine, dar totuși viteza... Cum vă numiți? Agent Șerban Pop. Șerban? Sau Șerban? Șerban, domnișoară. Doamne! Nume frumos, Șerban! Știți, noi încă n-am ales numele băiețelului nostru, Șerban! Poate că e un semn! Trebuie să ajungem la spital! Bine, mergeți, e liber până la spital! Naștere ușoară! Mulțumim! Doi, du-te! Deci chiar au meritat cursurile astea cu improvizație, cu actorie, cu... Șerbăne. Da, dragă, mai am de luat niște facturi. Acum ajung la fluencerița asta. Am luat de un calmant de data asta, dar nu stau mult. Deci spun că mă grăbesc. Domnule Anton, bine ați venit! Ai săriți cu niște inimioare pentru proprietărașul apartamentului în care locuiesc? Nu intru, am venit mai să iau... Facturile? Da. Da, haideți. Da, nu stau. Da, haideți, liniștit. Lăsați în comentarii niște idei de îmbrăcăminte pentru dânsul. Tot îi zic să-și schimbe outfit-ul. Nu poate zice că n-are bani. Dacă ne ia pe chirie... Camelia, te rog să închizi camera. Am oprit. Tocmai făceam o cafeluță, doriți? Nu, mulțumesc că am servit. Dar tu la cât ești? Ah, ce, cam energie. Păi păreți și dumneavoastră că aveți nevoie. Vă fac o cafeluță în cana cu cameluța. Că am obosit. Ce s-a întâmplat? Nu, sunt bine. Nu vreți să mă dau niște suplimente? Omega 3, colagen, vitamina C lipozomală, cu absorbție mai rapidă. Cremă pentru cearcăne. Vă deranjează purificatorul. Toarce așa ca o pisică, dar face foarte bine. Distruge acarienii, purifică, inspirați aer adânc în piept și instant v-ați vitalizat. Bine. Dar și puțină mișcare e important să faceți. Facturile, te rog. Da, mergem după ele, dar în pași de dans. Haideți, la bachata, merengue. Dansul ajută la inimă, la coordonarea psihomotorie, la postură, la siluetă, la sănătate. Și apoi facem și un challenge pe TikTok să vedeți câte like-uri o să primim. Drept și din șold. Din șold. Factură. Masca asta cu făiță de aur e perfectă pentru dumneavoastră. Sincer, mie milă de prietenele mele la care nu vin în vizită proprietarii după facturi. Nu? Dar ei cum fac? Folosesc aplicația 1-2 și le primesc direct în aplicație. Cum? Vreau și eu. Dar de ce? Dumneavoastră vă place să veniți în vizită. E mai bine așa, stăm și în povești. Timpurile noi cer soluții noi. Partajează locația prin 1-2 și gestionează ușor facturile cu chiriașii. 1-2 plătești facturi, asigurări, viniete într-o singură aplicație. Aplicația 1-2, da? Stricați masca! Salut, mulțumesc! Mai am câteva minute. Aș vrea, dacă tot v-ați scris pe bilețele, să vă întreb cine a scris o reclamă mai veche de 5 ani. Pe... Ok, bun. Apropo de tema de azi, că vreau și asta să o abordez, există
tendința asta actuală de a respecta niște tipare și asta pentru că platformele sociale îți impun cumva niște formate, de exemplu TikTok să fie vertical, să fie să ai space-ul ăla, să te încadrezi într-o durată sau ai toate datele astea despre consumatori care cumva reprezintă o tentație de a urma niște rețete ca să faci reclama mai eficientă și de a bifa ce cer algoritmii și devine cumva produsul ca o pictură din asta cu numere în care tu doar urmezi așa o rețetă. De exemplu, îți arată câți au vizionat video 3 secunde și cum tot scade, vezi cât de mulți sunt la început și cum tot scade numărul. Și asta poate fi pentru client, de exemplu, o tentație de a zice hai să băgăm brandul la început, ca să-l vadă foarte mulți oameni. Doar că dacă îl pui la început, îl văd mulți, dar nu mai e nimic deosebit, pentru că omul nu se bucură de poveste. De exemplu, dacă comparăm cu ultimul video sau cu toate de aici, brandul apare integrat în poveste și apare la final. Și da, mai puțin sunt cei care urmăresc video până la final, dar ei poate au și avut o experiență care poate le-a plăcut și atunci altfel rezonează cu brandul. Chiar dacă numărul e mai mic, șansa să chiar să se lege ceva acolo, să-l urmărească și să ajungă până la o acțiune de vânzare e mai mare. Și atunci e o decizie de a alege cantitatea sau calitatea și e important să vii tot timpul cu ceva nou, tocmai pentru că e tsunamiul ăsta foarte mare de informații și lumea, acum plătim să nu mai vedem reclame, că avem Netflix, că avem YouTube Premium, că avem Adblocker și atunci o reclamă standard poate să-și îndeplinească, pe termen scurt poate fi mai eficientă, că te întrerupe, îți apare acolo și ai văzut produsul, dar pe termen lung poate să nu realizeze nimic pentru brand în ceea ce privește legătura cu sau crearea unei comunități. Am citit, de fapt am văzut un film, American Fiction, nu știu dacă l-ați văzut, a luat Oscarul pentru cel mai bun scenariu, în care, apropo de tema asta de a urma, de a face ceva și comercial, de a te raporta mereu la public, dar și a încerca să fii eficient sau și a face ce-ți place, de a păstra echilibrul ăsta, de exemplu, în publicitate, să faci și ce vrea clientul, să faci și ce-ți place ție și să prindă și la public. Și aici era o analogie foarte bună, era un tip profesor de literatură care își crea și cărți și cărțile nu se prea vindeau, că erau așa mai de nișă, mai pentru intelectuali și la un moment dat și era frustrat pe cei care au bestsellere și cărțile mai superficiale, așa. Și la un moment dat, parțial că, ca exercițiu, parțial că voia să facă bani și pentru că era așa într-o stare de ebrietate, se pune el să facă un exercițiu, să facă un draft de carte în care, nu știu dacă ați văzut filmul, dar dacă nu, vi-l zic acum, nu mai are rost să... Degeaba că vă-l povestesc. Și se pune el să facă o carte în care bifează toate clișeele. Cartea aia, bineînțeles, că are foarte mare succes sau draftul ăla și suna de editor și oferă $1,000,000 să o scrie și așa mai departe. Și el între timp se trezește și nu vrea totuși să se complacă și are o discuție cu impresarul care, de asta mi-a plăcut scena aia, îi pune pe masă 3 sticle de whisky, Johnny Walker, de red, black și blue. Red fiind cea mai accesibilă, cea mai ieftină, cea mai vândută și blue cea mai scumpă și așa, alcool rafinat, care e foarte complex. Și zice, uite tu ce faci, să scrii de blue. Tu te adresezi unui public cult și intelectual și nu pentru toată lumea, dar firma asta ca să funcționeze, compania asta ca să poată face whisky-ul ăsta de calitate, trebuie să fie profitabilă și este profitabilă pentru că vinde whisky-ul ăsta comercial, care e pentru toată lumea. Și așa și tu. Și dacă ei fac whisky-ul ăsta bun și de calitate, nu înseamnă că nu poți să-l facă și pe la ieftin. La fel și tu. Dacă tu ai scris cărțile ca până acum, nu înseamnă că nu poți face una și pentru masă și invers. Cei care tu ai impresia că fac cărți comerciale, nu înseamnă că nu-i duce ca sau nu poate să facă și ceva mai valoros. Și atunci cumva se ajunge la un compromis și scrie cartea care nu-i proastă, că asta poate să fie cumva de mediu și să faci un compromis. Și asta cumva încerc și eu să aplic, sau analogia asta, la asta mă gândeam,
să faci un echilibru între să și prindă, să și placă, să și să funcționeze. Și cred că uneori reușesc printr-un singur proiect sau printr-un video să le bifeze pe toate, alte ori reușesc pentru un client, că îi facem și reels și videouri standarde de prezentare, dar și mai creative. Sau uneori reușești poate în viață, și asta e valabil la nu știu, toată lumea, că poți să lucrezi în IT, dar asta nu înseamnă că ești doar tehnic și poți să fii și creativ, sau poți să lucrezi la Betfair, dar asta nu înseamnă că meriți să mori sau ești om rău sau nu poți să faci lucruri bune. Și să nu fim noi blocați, că tot să închei cu tema de azi, să nu fim blocați în niște tipare și să fim să îndrăznim să ieșim din ele și să nu ne etichetăm noi singuri, noi pe noi sau noi pe alții. Cam asta am avut de zis. Dacă n-am bifat tema, puteți face plângeri la Creative Mornings Around New York și poate vă dă bani înapoi sau... Na, bun, atât am fost. Aplauze pentru Ionut! Mersi! Mai rămân? Mai rămâi, da. Mulțumim foarte mult! Aplauze încă o dată pentru Ionut! Aplauze, Ionut Ruzu! Bravo! Ionuț, dragul de el, are foarte, foarte multe emoții. Da. Da. Puține persoane a fost nevoie să le curteze atât de mult ca să accepte să vorbească la acest eveniment. Adevărat. Multe, multe luni am insistat. Acum trecem la întrebări. Înainte să dăm microfonul în sală, până vă gândiți voi la întrebări, să ne spui, te rog, ce ți-aduce ție bucurie când faci aceste munci care... te fac să muncești tot timpul. Mie îmi place cel mai mult procesul, adică rezultatul e chiar un bonus. Îmi place efectiv toată etapa asta de a vorbi cu clientul, de a-mi povesti despre firmă, de a gândi un concept, un scenariu și produsul în sine. Mă bucur de el, dar foarte rar stau să-l urmăresc, să văd ce rezultate are sau aproape niciodată. O te mai zice, dar nu... Nu ăla-i scopul pentru mine și atunci asta mă bucură în sine, procesul. Tu ne-ai arătat astăzi câteva din lucrările din videourile tale comerciale, dar tu ai făcut și altfel de videouri. Ne zici un pic și despre ele, la ce ai mai făcut, ce urmează să mai scoți? De scurtmetraje, da, mai fac și scurtmetraje. Cel mai recent l-am filmat în aprilie. Urmează să apară, nu știu, cam într-o câteva săptămâni. Da, am și pasiunea asta pentru filme și atunci încerc câteodată să, din când în când, să fac și câte un scurtmetraj. Ăsta recentul e vorba despre o doamnă de la Xerox, e o dramă, comedie, așa, o doamnă de la Xerox care obișnuiește să citească tot ce se printează la ea în Xerox. Și o persoană așa mai depresivă, mai singuratică, deși înconjurată mereu de oameni, se simte singură și cumva face treaba asta ca să intre în lumea clienților ei și să trăiască prin viețile lor și totul se schimbă când citește o lucrare de disertație a unei cliente despre depresie și se identifică și... Na, acum v-am și povestit filmul. Să mai veniți să-l vedeți dacă o să fie pe undeva. Da, cam asta mai fac. Întrebări din sală, cine are? Da, este acolo în spate. Eu am două întrebări. Prima întrebare, cum se cheamă filmul care ai povestit? Față verso. Mulțumesc. Și a doua întrebare, care este o reclamă care ți-a rămas întipărită în minte, care cumva te-a marcat și ai zis, wow. Sunt mai multe. Este una care îmi place, puteți să o căutați pentru Harley Davidson și se cheamă Respect și îi cu, să vă povestesc și pe asta, vă povestesc.
Da, nu vă povedeți mai bine, o vedeți, dar cumva are o rețetă pe care și eu încerc să o urmez cu plot twist-ul ăsta, cu totul decurge, totul se duce într-o direcție și vezi produsul la final și atunci îți dai seama că de fapt e vorba despre altceva. Cam aia e o reclamă acum ce-mi vine în minte. Deci eu aia mi-aș fi scris-o pe bilețel. Mulțumesc. Da, este aici. Salut! Mulțumesc de prezentare acum dimineață. Ce aș fi curios când, să zic, trebuie să faci prezentarea pentru un produs sau pentru un serviciu, cam care sunt emoțiile care încerci să le găsești sau pe care mergi pentru public și în funcție de ce le alegi, să zic, să fie ceva funny, să fie ceva emoționant, you name it. Da. În general știu că umorul prinde și că asta transmite publicului o stare așa de bine care face ca informația să fie asimilată mai ușor și niște statistici, că 80% dintre oameni ar recomanda un brand care comunică funny sau deci astea de date, dar aici totul depinde numai de client. Adică am făcut aici, am ales chiar ultimele proiecte, dar am avut și, nu știu, de Crăciun mai emoționante. Depinde el ce vrea să... El ce vrea să transmită și totul pleacă de la nevoile lui, nu de ce vreau eu neapărat, dar dacă am libertatea de a alege și mi se pare că există potențial de a fi amuzant, atunci o să insist pe tema asta, dar nu e obligatoriu. Salut, Neața! Mulțumim de prezentare! Eu voiam să te întreb cum funcționează la tine creativitatea și cum reușești să fii creativ on a deadline? Și unde îți găsești inspirația, cumva? Da. Aici... La mine totul începe prin foarte mult research și nu, la mine nu se aplică treaba aia că să te plimbi prin pădure și nu știu ce. Eu cel mai multe idei îmi vin stând chiar la laptop și văzând documentul ăla și cum clipește liniuța aia și în documentul gol și jonglând cu informațiile pe care, adică faci research, vezi tot felul de, nu știu, videouri, clipuri, citești despre client și atunci se fac în cap niște analogii, că nu consider că creativitatea înseamnă sau a fi original, a face ceva de la zero, ci mai degrabă a mixa cu informațiile pe care deja le ai în cap. Și ideea oricum o să-ți vină, dar vine din ceva ce ai în cap. Cu cât ai mai multe, cu atât poate fi o idee mai bună. Deci pentru mine funcționează chiar în momentul ăla în care trec prin informații și se leagă ceva. Întrebarea mea e în completarea... Salut, dragă! Salut! În completarea celei de mai vreme, consider că se antrenează creativitatea sau e o chestie care te lovește deodată? Eu știu care o să fie răspunsul, dar m-ar bucura să știi și oamenii. Se antrenează, clar. Deci nu cred că există oameni creativi și oameni care nu sunt creativi. Cred că în orice industrie poate să fie. Sau nu, de fapt, nu cred că există oameni creativi sau care nu sunt creativi, ci unele industrie, într-adevăr, sunt mai creative și atunci antrenându-ți creativitatea poți să faci mai multe în sensul ăsta. La ce faci tu, asta zic. Da, se antrenează muncind și făcând multe chestii. Deci dacă ai o perioadă mai de pauză, când răiei, îți vine mai greu. E clar, cu cât faci mai mult, cu atâta se dezvoltă mai tare. Deci ține mult de rutină, ține mult de antrenament, să zicem. Nu e o chestie, o inspirație care te lovește deodată, trebuie să se alinieze. Am auzit de treaba asta, dar da, te lovește. Dar are și... Dar trebuie să fii pregătit să te lovească. Da, are Picasso un citat cu ideea vine într-o secundă, dar trebuie să te găsească muncind. Deci... Și dacă ești tentat să treci la lung metraj? Că asta nu te-am întrebat niciodată. Aștept finanțări, dar... Na, asta spargem, totul depinde, nu depinde de mine chestia asta neapărat. Spargem un pic tiparul și îl întrebăm pe cei din public, din cazul ăsta, pe Dragoș, cum e să lucrezi cu Ionuț?
Noi suntem și prieteni. Nu-i mai greu, nici mai ușor. Nu. Nu-i mai greu, nici mai ușor cu altcineva, cu alt creativ. Mie îmi place. Îmi și permit, de exemplu, să am un oarecare input la replici, cum a fost la clipul... Da, cum a fost în ultimul video, nu era pe scenariu, adică replicele lui Dragoș, mare parte, sau Olea Fani, e zise de el. El... Era și pe scenariu. El, da, da, da. Ideea e că la ce... permis, că spun lui Victor, mi-am permis să mai pun de mine la Ionuț, pentru că îl cunosc, cu altul pe care nu l-aș fi cunoscut, probabil că n-aș fi făcut chestia. Acum, dacă el hotăra să lase ce am pus la mine, asta m-a bucurat. Dacă nu era, mi-a sumat și chestia asta, adică e decizia regizorului sau scenaristului să lase input-ul actorului. Dar e un privilegiu să lucrez cu Ionuț. Asemenea. Aici mai este o întrebare. Eu cumva admit că te-am stalkeruit un pic și am găsit pe Facebook că ai terminat facultatea de drept. Da. Și eram foarte curioasă. Mă urmărește chestia asta. Și eram foarte curioasă cum ajungi într-o, cumva, într-un sector așa mai creativ. Și eu sunt curios, da. Okay. Da. Am și întâlnit-o pe doamna profesor care e în spatele tău, Andreea Chiș, a fost chiar decan de suflet și ne-am întâlnit înainte, a fost și ea speaker aici la Creative. Nu știu, cred că urmând, cum lucrurile au venit natural, nu mi-am... Am început să fac ce-mi place și lucrurile s-au așezat încât să mă și pot întreține din asta și atunci am avut și susținerea părinților după ce am încheiat. Bine, ei mi-au zis, mi-au recomandat să merg la facultate. Dar am ales din momentul ăla să nu mai continui, ceea ce e clar că a fost o investiție de 4 ani și de timp și de resurse și așa, dar când am avut ocazia, când mi s-a oferit ocazia de a lucra, pe scurt la mine a fost cazul că în facultate mai era o trupă de umor comedica și mai ajutam acolo pe scenarii și când am terminat facultatea, atunci se înființase televiziunea Look TV în Cluj și mi s-a oferit un post de scenarii și atunci am luat jobul. Deci pentru mine asta a fost și nu m-am uitat niciodată înapoi și nici diploma nu m-a ridicat-o mult timp. Mulțumesc mult pentru răspuns. Mulțumesc. Eu vreau să întreb dacă, adică sigur, ai și alte scurtmetraje, unde le putem găsi, unde se pot viziona aceste scurtmetraje? Da, le-am făcut pentru a participa cu ele la festivaluri de film și nu le-am făcut niciodată publice. Aș putea acum să le fac. Atunci când aplici la un festival, nu poți să-l faci public, trebuie să fie așa, doar pentru festival, dar cu cele mai vechi aș putea să le fac publice, deci... Dacă îmi scriu, o să-ți dau un link privat, dacă mă gândesc să le și fac publice pe net. Și mai am o întrebare, îți mulțumesc mult, legat de dialog. E una să scrii un scenariu ca și poveste și alta să fii dialogist. Cum ți-ai antrenat stilul ăsta ca să scrii dialog? Ca să scrii dialog bun? Din viața de zi cu zi. Aici, mie mai mult îmi place să scriu dialog. Și mai îmi notez și inclusiv în casă cu colega de viață și ea îmi zice niște chestii și stai un pic să îmi notez sau mă mai ajută sau tot timp sau încerc, deci cer feedback. De exemplu, cu ea tot timpul verific și am parte de sinceritate și îmi zice asta nu-i bună, asta e bună sau ajung să merg într-o altă direcție. Și la grupul nostru, la Anonim, ea a venit cu ideea, ar fi fain, nu știu ce. Și după aia am început să eu să fac dialogul, dar ideea poate să vină din altă parte. Deci îmi notez, țin, ca și cum mai ține, nu țin jurnal, dar nu știu, sau socializez mult, mă întâlnesc mult cu oameni și atunci mi se așează mai natural. Super. Ultima întrebare și ne apropiem de anunțarea câștigătorului la concurs. Te întreb eu ultima chestie.
Da. Dacă ne poți spune cum a fost să scrii Dana și Verișoarele și dacă mai vrei să mai scrii și altceva. Acum pui presiune pe mine, mă întreb de acum. Da, vreau să scriu. A fost, ideea a fost a lui Victor și mi-a trimis el o poezie scrisă de el și cumva m-a inspirat și am zis, uite, vezi și asta. Și a rămas Dana, a câștigat Dana, Dana câștigătoarea. A fost fain, mi-a plăcut. Și a venit inițiativa de la Victor. Îmi place câteodată când trage lumea de mine. Că poate, adică n-am stat eu să mă gândesc, hai să mă pun eu să scriu o carte de copii. Că nu m-am gândit niciodată. Dar dacă cineva mi-a zis, uite, cred că te-ai potrivit și când încrederea vine de la altă persoană, că poate tu nu ești, te crezi capabil să faci un lucru, dar cineva zice, cred că ai putea, a, da, aș putea, a, ia-o pe aici, pe Dana. Vă spun acum versiunea mea. Da. Că e un pattern aici. Anul trecut, în iunie, am vorbit la Creative Morning Slujiv, cel naiv, și povestea din perspectiva mea este că noi am făcut împreună, am produs videoul cu, despre cursul de scris cu Yves cel Naiv. Da. Și acolo sunt o felul de teme să scrii și așa. Și făceam și temele astea și ni s-a făcut poftă să scriem, mai ales mie. Și am scris eu o primă poveste despre biblioteca mobilă. Și după ce am scris-o, am zis că uite, s-o trimit la cineva și am trimis-o lui Ionuț. Uite, Ionuț ce-am scris. Și Ionuț a zis, oh, foarte mișto. Stai că mi-a venit și mie o idee și ce-o scris el e mult mai fain. Și atunci am publicat Dana și Verișoarele. Mulțumesc. Mulțumim frumos, Ionuț. Aplauze pentru Ionuț. Mulțumim frumos că te-ai uitat până la finalul acestui video. Dacă vrei să fii la curent cu toate evenimentele pe care le organizăm, ne poți găsi pe Instagram, pe Facebook, pe LinkedIn, Creative Mornings Cluj. Iar dacă și tu ai întrebări pentru persoana pe care ai ascultat-o vorbind, te invităm să le lași în comentarii aici pe YouTube și o să rugăm din când în când speakerul să revină aici și să răspundă la întrebări. Ne revedem la următoarele ediții ale Creative Mornings Cluj sau la următoarele videouri.